În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, potrivit calendarului creștin-ortodox, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. Peste 1,3 milioane de români își serbează ziua numelui, iar cu această ocazie, echipa Mehedințul meu le urează tuturor sărbătoriților un călduros la mulți ani. Calendarul ortodox marchează pe data de 8 noiembrie sărbătoarea Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt cunoscuți în tradiția populară, conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor în drumul către rai. Sfântul Arhanghel Gavril este considerat mesagerul veștilor bune, întrucât el a fost cel care le-a vestit sfinților părinți Ioachim și Ana, nașterea Fecioarei Maria. În timp ce Arhanghelul Mihail este cel care transmite rugăciunile adresate de către credincioși Tatălui Ceresc și este cel dintâi dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. În iconografia ortodoxă, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în costum de soldat, care poartă în mână o sabie cu vârful îndreptat spre pământ. O sărbătoare importantă pentru români, pentru toți ortodoxii din toată lumea, pentru toată creștinătatea. Soborul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și al tuturor puterilor cerești fără de trup. Acești Sfinți Arhangheli, care sunt cumva reprezentanții tuturor îngerilor pe care noi îi pomenim și nu numai că pe 8 noiembrie îi pomenim, ci și în fiecare luni a fiecărei săptămână. Ziua de luni este închinată îngerilor și sfinților arhangheli. Acești arhangheli, Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavril, sunt dragi nouă pentru că ei au fost cei care au sprijinit omenitatea de la începutul lumii și până acum, al ajuta pe om, al întări spre mântuire, al ridica în toate virtuțile bine plăcute lui Dumnezeu. În Bucovina, arhanghelii sunt sărbătoriți pentru că ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora. Arhanghelii, în viziunea populară, asistă și la judecata de apoi, sunt patroni ai casei și ard păcatele sufletelor. În satele și târgurile bucovinene se făceau și se fac astăzi de 8 noiembrie pomeniri și praznice pentru cei morți.